27 februarie 2022. O zi obișnuită pentru cei mai mulți dintre noi, însă e o zi specială pentru familia Furdui din Germania. O zi decisivă, pentru că dincolo de această zi va veni o sentință definitivă în care se va stabili ce se va întâmpla cu această familie, cu cei 7 copii luați în mod abuziv de către Jugendamt în Germania. Poți să stai liniștit în familia ta. Poți să îți dai cu părerea pe Facebook despre tot ceea ce se întâmplă în lume. Să postezi citate frumoase. Însă ceea ce contează acum este să poți fi alături de această familie, să te implici în mod direct, concret și activ pentru a fi parte din acest proiect care va avea loc în data de 27 februarie 2022 în localitatea Walsrode, în Germania, lângă Hanover, acolo unde creștini din toată Europa, biserici din toată Europa, ne vom uni pentru a fi alături de această familie, pentru a pune presiune pe acest sistem abuziv, pentru a fi alături de cei care în vremea aceasta își plâng durerea lor. Suferă cu cel care suferă. Plângi cu cel care plânge astăzi. Dacă ești parte din trupul lui Hristos, din marea familie a lui Hristos, atunci sigur vei fi parte și la acest proiect. Vei fi parte alături de această familie care la rândul ei face parte din marea familie a lui Hristos. Așadar, așteptăm. Așteptăm bisericile, așteptăm slujitorii, așteptăm familiile, așteptăm tinerii să fim toți împreună 27 februarie 2022 în Germania, la Walsrode, pentru marșul de solidaritate cu familia Furdui din Germania. Dumnezeu să ne binecuvinteze!